Bună ziua! Vom face prezența, vom intra în ședință, nu știu de poate intra în ședință, vom face prezența. Ani Ileana? Prezent. Agapi Alexandru? Prezent. Andronache Nicolae Tudor? Botezatul Maria? Prezent. Bujor Dumitru Marcel? Prezent. Cimpoiescu Gheorghe? Dobroș Sergiu Mihai, prezent. Dobrea Costel? Prezent. Doilet Genica? Prezent. Dumitru Mihai? Genica Adrian? Vicarul Adrian, prezent. Maxim Miluță? Prezent. Morarul Marian Dorin? Orhian Ionuț? Prezent. Pașca Covăloaie Elena? Popescu Tadeu, prezent. Roșca Sorin? Prezent. Sergentul Adrian? Prezent. Chitarul Dana Ceravsera? Andronache Nicolae Tudor? Bună ziua, prezent. Chitarul Dana Ceravsera? Zadu Ciprian Octavian? Prezent. Intrăm în ordinea de zi. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu, se pun la vot, cu suplimentarea... Bună ziua! Bună ziua! Supun la vot ordinea de zi. Ani Ileana? Pentru. Agapi Alexandru? Pentru. Andronache Nicolae Tudor? Pentru. Botezatul Maria? Pentru. Bujor Dumitru Marcel? Pentru. Cimpoieșu Gheorghe? Pentru. Dobor Sergiu Mihail? Dobrea Costel? Pentru. Doilez Genica? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Jircu Adrian? Pentru. Gitaru Adrian, Maxim Miluță, pentru. Moraru Marian, Marian Dorin, Orhian Ionuț, pentru. Pașca Bogoloa Elena, Popescu Carmen, pentru. Roșca Sorin, pentru. Sergiu Adrian, Sergiu Adrian. Ticlarul Dana Ceravsera, Zacu Ciprian Octavian. Pentru. Înainte de a intra în ordinea de zi, supun la vot ședința ordinară din 8 februarie 2024. Bună ziua! Ana Ileana. Pentru. Agapi Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatul Maria. Doamna Botezatul. Pentru. Pentru. Bujor Dumitru. Pentru. Cimpăreșu Gheorghe. Pentru. Dobor Sergiu Mihail. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doilez Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Jircu Adrian. Pentru. Jitaru Adrian. Maxim Miluță? Pentru. Moraru Marian Dorin? Orhian Ionuț? Pentru. Pașca Covăloa Elena? Popescu pentru. Roșca Sorin? Pentru. Sergentul Adrian? Pentru. Ticlarul Dana Ceravsera? Pentru. Zazu Ciprian Octavian? Pentru. Supun la vot ședința extraordinară din 21 februarie 2024. Ana Ileana? Pentru. Agapi Alexandru? Pentru. Andronache Nicolae Tudor? Pentru. Botezatul Maria? Pentru. Bujor Dumitru? Pentru. Cimpăieșu Gheorghe? Pentru. Dobor Sergiu Mihail? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Doilez Genica? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Jircu Adrian? Pentru. Gitaru Adrian?
Miluță Maxim Miluță. Pentru. Moraru Marian Dorin. Ochian Ionuț. Pentru. Pașca Păvăloa Elena. Popescu pentru. Roșca Sorin. Pentru. Sergentu Adrian. Pentru. Sticaru Dana Cerasela. Zalzu Cipriano Carian. Gata. Zalzu Cipriano Carian. Și ședința extraordinară din 7 martie 2023. Ani Iana. Pentru. Agapia Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Cimpăieșu Gheorghe. Pentru. Sobor Sergiu. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doilei Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Gilcu Adrian. Pentru. Gitaru Adrian. Maxim Miluță. Pentru. Moraru Marian Dorin. Orhian Ionuț. Pentru. Pașca Păvula Elena. Popescu Carmen. Pentru. Roșca Sorin. Pentru. Sergentu Adrian. Pentru. Sticaru Dana Cerasela. Da. Zazu Ciprian. Pentru. Intrăm în ordinea de zi cu primul proiect. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării și finanțării stagiunii teatrale 2024 la Cinema Capitol din municipiul Ionești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Primăria Municipiului Ionești a inițiat stagiunea teatrală, un proiect de care se bucură de mai mulți ani, un real succes, aproape toate spectacolele desfășurate cu casa închisă. În decursul anilor, calitatea spectacolelor prezentate în cadrul stagiunii a crescut constant, textele pieselor alese aparținând unor cunoscuți dramaturgi români sau străini. Fără îndoială, stagiunea teatrală este dincolo de o opțiune de divertisment, o modalitate de educație a comunității. De la an la an, selectivitatea publicului crește, iar organizatorii sunt provocați să îi satisfacă solicitările prin spectacole de calitate din ce în ce mai ridicate, să aducă la rampă montări moderne și interesante, care, cu economie de mijloace, dar și cu un gras sporit de creativitate, să ofere emoții și energie. Stagiunea teatrală 2024 se va desfășura în perioada martie-decembrie 2024 cu o frecvență medie de o piesă de teatru pe lună. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot. Ana Ileana. Pentru. Agapia Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru. Pentru. Cimpăieșu Gheorghe. Pentru. Dobor Sergiu. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doilești Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Domnul Dumitru. Pentru. Gilcu Adrian. Pentru. Gitaru Adrian. Maxim Miluță. Pentru. Moraru Marian Dorin. Orhian Ionuț. Pentru. Pașca Păvăloa Elena. Pentru. 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 Roșca Sorin. Sergentu Adrian. Pentru. Sticaru Dana Cerasela. Pentru. Zalcu Ciprian Octavian. Pentru. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului angajament de modificare a plasamentului punctului de măsurare a energiei electrice pentru obiectivul menținere și continuare lucrări de reabilitare la grădinița Năzdrăvanii din municipiul Ionești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Având în vedere necesitatea realizării proiectului menținere și continuare lucrări de reabilitare la grădinița Năzdrăvanii din municipiul Ionești, executivul a emis certificatul de urbanism numărul 93 din 19.04.2023. În acesta a fost solicitat obținerea avizului de amplasament favorabil de la operatorul de rețea de energie electrică. Urmarea cererii noastre, operatorul a transmis un contract angajament care va sta la baza emiterii unui aviz favorabil condiționat, prin care beneficiarul
se angajează să respecte termenile și termenii și condițiile stabilite de operatorul de rețea privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice necesare obiectivelor, să elaboreze studii și să achite contravaloarea lucrărilor necesare pentru amplasarea punctelor de măsurare a energiei la limita de proprietate aferent fiecărui obiectiv. Față de cele prezentate, vă rog să deliberați să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aziți favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, sunt supun la vot. Ana Ileana. Pentru. Agape Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Votez Atomania. Pentru. Bujor Dumitru. Pentru. Cimpoieșu Gheorghe. Pentru. Dobor Sergiu Mihail. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doilei Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Domnul Dumitru. Jircu Adrian. Pentru, pentru. Auziți? Pentru. Da, v-am auzit. Jitaru Adrian. Maxim Miluță. Pentru. Moraru Marian Dorin. Oceanu Luz. Pentru. Pașcua Băgăloa Elena. Pentru. Ovescu Carmen. Pentru. Roșca Surin. Pentru. Sergentu Adrian. Pentru. Dicaru Dana Cerasela. Pentru. Pentru. Zazu Ciprianu Tavian. Pentru. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului angajament în vederea obținerii avizului de amplasament pentru obiectivul proiect TIP, construire bazin de nod didactic și agrement din municipiul Orința la Cașmiu, județul Bacău. Inițiator Nedină Vitor Laurențiu Primar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 215 din 21 septembrie 2023 a fost aprobată predarea către Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, CNISA, amplasamentului și asigurarea condițiilor în vedere executării obiectivului de investiții proiect TIP, construire bazin de nod didactic și agrement de municipiul Nesla, la Cașinul, județul Bacău. În acest sens a fost emis certificatul de urbanism 245/2023, prin care a fost solicitată obținerea avizului de amplasament de la operatorul de rețea de energie electrică. Urmarea cererii noastre, Delgaz Grid a transmis contractul la angajament în vederea emiterii avizului favorabil condiționat prin care municipiul Ionesc se obligă să realizeze condițiile de coexistență și să respecte termenele și condițiile stabilite de operatorul de rețea în baza fișei de coexistență anexate conform metodologiei de emitere a avizelor de amplasament de către operatorul de rețea. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, sunt supun la vot. Ana Ileana. Pentru. Agape Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru. Pentru. Cimpoieșu Gheorghe. Pentru. Dobor Sergiu Mihai. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doilea Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Jircu Adrian. Pentru. Jitaru pentru. Adrian. Maxim Miluță. Pentru. Moraru Marian Dorin. Orhean Ionuț. Pentru. Pașcua Păvăloa Elena. Pentru. Popescu Carmen. Pentru. Roșca Sorin. Pentru. Sergentu Adrian. Sticlarul Dana Cerasela. Pentru. Zazu Ciprianu Tavian. Uitați-mi, eu spun o întrebare, doamne, când m-am uitat un lucru despre proiect, rămăsesc un... Am avut inițial două hotărâri de Consiliu, una prin care am stabilit zona în care se va face... cum se cheamă? Bazinul de nod în poligon. Și am abrogat-o în momentul în care am stabilit pe Cașmiu, dar cred că a rămas cumva și cele neabrogat, și anume ăla cu schimbarea destinației poligonului și a rămas schimbată destinația poligonului în bazin de nod. Este HCL 120/2023. Cred că ar trebui făcută și acolo modificare. Să vorbesc cu colegii de la cadastru dacă au făcut o schimbare destinației, să vorbim cu dumneavoastră să facă modificare.
Și nu am întrebat de stadiul proiectului, că eram chiar curioasă. Suntem, mai avem un aviz de obținut și trimitem toată documentația la CNI în vederea demarării procedurii de achiziție. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Ultima discuție pe care am avut cu domnul secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, când am semnat acordul pentru gaze, a fost o întrebare din partea dânsului când îi trimitem ultimele avize pentru a da drumul la licitație. Adică ei stau după ultimul aviz ăsta de la mediu, înțeleg cum mai este, și de principiu în cel mai scurt timp se va da drumul la licitație pentru achiziție, că proiectare nu e nevoie, pentru că e model, e proiect tip. Nu... Execuție lucrări. Doar execuție. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru trecerea prin teritoriul administrativ al UAT Onești, al Conductei de Gaze în vederea realizării proiectului de investiții, înființare sistem de distribuție în gaze naturale în comuna Mănăstirea Cașe, județul Bacău. Inițiator Nedină Victor Laurențiu, primar. Prin adresa primăriei comunei Mănăstirea Cașin se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de principiu al municipiului Onești pentru trecerea pe teritoriul administrativ al UAT Onești a conductei de gaze în vederea realizării proiectului de investiții în ființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Acordul municipiului Onești se dă în vederea obținerii documentației necesare realizării proiectului de investiții mai sus menționat. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați, să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Favorabil. Dacă nu spun, să supun la vot. Ana Ileana. Pentru. Agapi Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru. Pentru. Cimboișu Gheorghe. Pentru. Dobă Sergiu Mihail. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doilez Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Jircu Adrian. Pentru. Jitaru Adrian. Maxim Miluță. Pentru. Moraru Marian Dorin. Pentru. Orfian Ionuț. Pentru. Pașcua Pogăla Elena. Pentru. Opescu Carmen. Pentru. Loșca Dumnezeu. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Sticaru Dana Ceratela. Pentru. Zalu Cipianu Octavian. Pentru. Lăsăm la sfârșit punctul 5. Trecem la proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării al obiectivului de investiție extindere rețea electrică zona strada Lanul Gării, municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator de generalitatea Laurențiu, primar. Prin adresa înaintată de SC de Gaz Grid, distribuitor de utilități publice, energie electrică și gaze naturale, ne aduce la cunoștință că în urma analizei dosarilor de extindere rețelele de distribuție energie electrice pe raza municipiului Onești, suma necesară cofinanțării lucrărilor extindere rețea în zona strada Lanul Gării, municipiul Onești, din partea OAT, este de 70.513 lei, fără TVA, respectiv 83.910,47 lei cu TVA, valoarea totală a lucrărilor fiind de 141.026 lei, fără TVA. Pentru asigurarea unor condiții optime de treabă pentru locuitorii municipiului Onești, prin accesul la utilitățile publice, se solicită aprobarea cofinanțării pentru executarea obiectivului de investiții. Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Ana Ileana. Pentru. Agapi Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru. Pentru. Cimpoieșu Gheorghe. Pentru. Dobă Sergiu Mihail. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doilez Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Jircu Adrian. Pentru. Jitaru Adrian. Pentru. Maxim Miluță. Pentru. Moraru Marian Dorin. Pentru. Orfian Dorin Ionuț. Pentru. Pașcua Păgăloa Elena. Pentru.
Popescu Carmen, pentru. Roșca Sorin, pentru. Sergentul Adrian, pentru. Sticarul Dana Cerasela, pentru. Zadu Cipian Octavian, pentru. Și punctul 5, probleme de interes local, dacă cineva avea de acuvântul, spuneți-vă. Mă întrebare, vă rog, legat de drumul ieșirea despre Unespre Crașii, cam un termen de reabilitare a drumului, aducere la forma inițială și poate, de ziua, vă gândiți la un trotuar unei socale de acest pietonal. Da, cu siguranță, legat de trotuar, nu doar strada Scutarului are problema asta, ci și calea Brașovului și Redului și calea Bacăului, cu siguranță sunt în atenția mea aceste modernizări ale drumurilor respective. Am reușit în prima fază să obținem pentru calea Ajutului finanțare, care era cea mai mare și cea mai greu de obținut. Valoarea proiectului pentru calea Ajutului este de 39 de milioane. Sunt în ultima fază a analizelor. Poate ne spune doamna Anghelă ce stadiu suntem cu licitația pentru calea Ajutului. Urmează să încheiem contractul de lucrări, proiectare și execuție. Zicem noi că în 3 zile se termină, vie pe încheierea raportului și comunicarea rezultatului. Dacă îmi permiteți un pic preț aici, cum mai de curând am fost la București și am văzut cum arată calea. De când ultimele lucrări au fost făcute în 2020 sau 2019? Au fost făcute lucrări de întreținere și din expertize și din toate documentele pe care le avem, trebuie să mergem pe lucrări de reabilitare majoră de la stratul de bază. Au fost făcute doar lucrări de întreținere pentru a putea să obținem finanțarea. Deci prin minister. Adică în 2019 vreți să spuneți că au fost lucrări de întreținere? Că da, ministerul a făcut aceste lucrări, nu noi, dar au fost lucrări de întreținere. Avem expertiză prin care se spunea încă de atunci că este necesară o lucrare majoră de reabilitare de la stratul de bază, care nu este în regulă, de acolo trebuie să intervenim. Numai că până la obținerea finanțării și până la efectuarea efectivă a lucrărilor, au fost făcute niște lucrări de întreținere pentru a putea funcționa pe drumul respectiv. Au fost urmează 5 cm. 5 cm sunt lucrări de întreținere, efectiv. Mai ales că acolo este pe plăci de beton, tot timpul există. Acum se scoate tot betonul, 70 de cm, înțeleg, se fac trotuare, se fac piste de biciclete. Se face cum trebuie, ca la parte, nu vor mai fi probleme mulți ani dacă înainte după această lucrare. Referitor la problemele de intervenție de pe Scutarului, am avut discuții intense de această temă. Există riscul să mai facă câteva găuri. Se pare că a fost un lot de piese de racorduri cu problemă. Se fac analize, cei de la Raja, cu specialiști, cu dirigenți de șantier, dacă e nevoie, le desfac pe toate și le înlocuiesc. Pe banii constructorului, bineînțeles. La rândul lui constructorului trebuie să îndrepte spre furnizor, dacă într-adevăr se dovedește că lotul de racorduri din zona respectivă a fost cu probleme. Nu sunt probleme la conducta principală, ci la racordurile către gospodării. Acolo sunt scăpările sau către hidranți. S-au desfăcut 7 racorduri, ele de toate sunt 42. Sperăm să nu fie nevoie. Și sperăm să fie numai acolo. Dacă era în altă parte, era, se vedea. Bine, acolo e și trafic mult mai greu decât în alte locuri, da? Trec acele camioane încărcate. Nu spun acum că sunt peste tonajul limită, dar există și varianta asta. Dar cert este că acolo se întâmplă treaba asta, știm problema, o să o facă constructorul pe cheltuială proprie. Stau pe strada aia, vă dați seama că în fiecare zi trec pe acolo și știu ce înseamnă disconfortul care s-a creat. Independent de voința oricui, asta e situația și va fi remediată, bineînțeles, pe nu pe cheltuială, nici al Oranja, nici al municipiului. El trebuia să fie în martie recepția. Recepțiile parțiale au început. Cu speranță să nu mai fie alte probleme acolo.
În rest, nu au fost probleme. Mulțumesc. Aș vrea și eu să fac un anunț din punct de vedere administrativ sau organizatoric. Vă reamintesc că începând de anul acesta declarațiile de avere și de interese se depun doar electronic. Pentru cei care nu aveți semnătură electronică sau a expirat de restul la 2 ani expiră, v-aș ruga să luați legătura colegul de la IT de la noi, Victor Țară Lungă, pentru că anul acesta veți avea mai multe declarații de depus, atât până la data de 15 iunie, cât și pentru sfârșitul de mandat și cei care decenează să candideze, probabil și pentru candidaturi. De aceea vă rog, dacă nu aveți semnătura electronică sau dacă e expirată, încă o dată spun, colegul de la IT Țară Lungă vă poate ajuta să o obțineți. Pentru că declarațiile nu se mai trimit în format scris, doar electronic. Dacă cineva mai da să mai apărătă? Dacă nu, declară închisă pentru că